a doua sau a treia sâmbătă, am întrebat-o la ea acasă, Angelica, vrei să te căsătorești cu mine? A rămas, a uitat așa la mine, da, dar tu știi cum sunt eu. Imediat după arestare, după condamnare, am mers la capelă. Preotul a ascultat spovedania mea și imediat a ieșit din locașul lui și m-a luat de braț și a spus: dumneata, te duci la cameră și nu mai vii. Nu mai ai trecere înaintea lui Dumnezeu timp de 7 ani de zile pentru că ai săvârșit omor și nu ești demn de a mărturisi lui Dumnezeu, de a fi în pace cu Dumnezeu. În vizitele acelea care le-am făcut aici, la Angelica și la mama ei, stând de vorbă așa cu ea, ea mi-a spus că are un defect. Acum eu nu vreau să intru nici în detalii, ca nu cumva să se simtă ea jenată, pentru că la rândul ei, nici ea nu mă întreba pe mine de ce am fost închis. Las că o să-mi spună el. Și eu am zis la rândul meu, las că o să-mi spună ea cândva. Și în stanță am întrebat, te vei întoarce cumva la penitenciar? Da. Directorul penitenciarului s-a bucurat. Ați văzut? A mărturisit cu gura lui. De pe 1 martie mi-am putat piciorul. Când vedeam pe alții cum mergeau, dar îmi venea foarte greu. Mi-am amintesc acum mulți ani, imediat după Revoluție, eram bucuros că mă întorc de la Giurgiu spre casă, în Iași, unde era familia mea, însă eu lucrând în cadrul șantierului naval din Giurgiu, primeam 3 zile pe lună, un așa SRL, zile libere, de a pleca, lucram la Navrom, ajuns acasă, bucuros, mi-am revăzut familia, mama, fratele meu, sora mea și nici nu se prevedea acel weekend, acel sfârșit de săptămână care trebuia să fie pentru baterii încărcate, că avea să fie în cele din urmă tragic. Pe urma unui conflict vechi între familia mea și familia vecinului meu, a avut loc un incident în care, în urma consumului de alcool din partea mea, am încălcat oarecum conduita omenească și mi-am ucis vecinul. Instanța a hotărât ca eu să fiu condamnat la închisoare pe viață. Imediat după arestare, după condamnare, am mers la capelă, la capela penitenciarului. Fiecare penitenciar are o capelă unde te duci, te spovedești, te împărtășești, îți pare rău, vorbești cu Dumnezeu și în felul acesta te liniștește în interior. Eu însă când am mers la capelă, preotul a ascultat spovedania mea și imediat a ieșit din locașul lui și a spus, m-a luat de braț și a spus: dumneata, te duci la cameră și nu mai vii. Nu mai ai trecere înaintea lui Dumnezeu timp de 7 ani de zile pentru că ai săvârșit omor și nu ești demn de a mărturisi lui Dumnezeu, de a fi în pace cu Dumnezeu. Atunci când un voluntar sub a venit în penitenciar și mi-a spus despre cum să mă împac eu cu Dumnezeu, că ăsta este primul pas pe care trebuie să-l fac în viață, și am primit răspunsul lui Dumnezeu în acel moment brusc, atunci mi-a luat Dumnezeu cu mâna lui boala respectivă și tragedia respectivă, împăcându-mă cu mine și cu cei pe care i-am lezat, mi-am spus că trebuie să cercetez mai mult, să văd cum să-L descoper pe Dumnezeul acesta iubitor. În urma unei evidențieri, unei recompense
din partea penitenciarului pentru faptul că eu lucram pentru ei în cadrul serviciului reeducare, ca bibliotecar, ca susținător a unor programe ale drepturilor omului sau ca orice alte programe, directorul penitenciarului mi-a sugerat să merg o zi în permisie acasă. Am vorbit cu câțiva voluntari care se ocupau de mine și care știau dorința mea de a primi botezul și au vorbit cu pastorul bisericii, astfel încât în sâmbata următoare, când trebuia să aibă loc un botez în biserică, pastorul i-a convins pe toți cei care doreau să se boteze să amâne o zi botezul lor, să vină duminică să primească botezul. De ce? Pentru că va veni și un deținut din penitenciar să primească botezul și să fie așa, la unison. Dumnezeu a deschis porțile penitenciarului și eu am putut să merg ca civil, îmbrăcat la costum, să merg la Biserica Maranata din Iași. A avut loc botezul, am primit o mulțime de flori, o mulțime de cărți, o mulțime de încurajări și mi-au spus: rezistă acolo că într-o zi vei fi liber. Și într-o zi am fost chemat de către instanță. Astăzi s-a solicitat eliberarea ta. Ești demn pentru așa ceva? Eu zic da, dar să vedem ce spune comisia. Serviciul de educare a spus da, serviciul psihosocial da, serviciul medical a spus da, din partea bisericii preotul a spus da, paza și regim a spus da, doar directorul penitenciar a spus că eu mă opun. Și am spus: de ce, domnule director? Vreau să merg și eu acasă la familie. Da, dar dacă ai să te recitivezi, o să-mi aduci pe capul meu o grămadă de ziariști, o să-mi aduci pe capul meu o grămadă de întrebări și de ce ți-am dat drumul, de ce? Dar eu nu mai recitivez, nu mai fac niciodată o faptă rea. Și instanța m-a întrebat: te vei întoarce cumva la penitenciar? Da. Și atunci au rămas mulți, n-au știut ce să spună. Cum, domnule? Directorul penitenciarului s-a bucurat. Ați văzut? A mărturisit cu gura lui. Și am spus: doamna președintă, eu mă voi întoarce în penitenciar ca voluntar sub nici de cum, ca un om care are să fure un ac cu ață sau ceva. A, dumneavoastră vreți să lucrați, da. Păi nu v-a ajuns 20 și ceva de ani? Este greu, dar unii oameni mi-au oferit mie speranță. Și dacă eu nu ofer altor oameni speranță, înseamnă că n-am trăit credința cu adevărat. Nu sunt eu, sunt un fals. Și vreau să ajut și eu alți oameni ca să îl cunoască pe Dumnezeu. Și am fost liberat. Într-una din zile după liberare, unele surori, eu m-am integrat foarte ușor într-o grupă de rugăciune în biserică. Și unele surori vroiau să mă însoare neapărat. Cineva, tot din grupul nostru, îmi sugerează: dar despre Angelica, ce părere ai? Și am spus: părere bună, cum, e sora noastră. Am condus-o de câteva ori la autobuz, în drumul nostru, la ieșire de la biserică. Și te-ai vedea însurat cu ea? Și am zis: dar cum să nu? Da, tu știi că ea are un defect. Dar nu contează. Dar eu în trecutul meu câte defecte am avut? Eu sunt perfect? Nu sunt nici eu perfect. Și astfel că mi-am luat inima în dinți și am sugerat într-o zi: n-ai vrea să mă inviți în sabat ăsta la tine la masă? În vizitele acele care le-am făcut aici, la Angelica și la mama ei, stând de vorbă așa cu ea, ea mi-a spus că are un defect. Acum eu nu vreau să intru nici în detalii, ca nu cumva să se simtă ea jenată, pentru că la rândul ei, nici ea nu mă întreba pe mine de ce am fost închis. Las că o să-mi spună el. Și eu am zis la rândul meu: las că o să-mi spună ea cândva. La 25 de ani, m-am trezit cu o durere, o înțepătură deasupra genunchiului, ca
acum la 12 noaptea m-am trezit, am sărit din pat, parcă mi-ar fi împins cineva cu ceva în genunchi și n-am mai putut să dorm de durerea aceea. Și după un timp, tot dureri, luam aspirine pentru analgezice, pentru atenuarea durerilor. Am ajuns la spital pentru investigații. Am ajuns cu cineva de urgență, că nu mai puteam pune piciorul bine în pământ. Și fiica gazdei unde stăteam, unde lucram eu, venise la mama ei cu mașina și m-a luat a doua zi dimineață la spitalul militar. Acolo am făcut o radiografie. Și a zis că este ceva acolo, ceva o tumoră și ar trebui operat. Eu m-am speriat, am plecat înapoi la muncă, la servici, eram tehnician veterinar și în sămânțări artificiale la bovine, deci aveam toate acolo, aveam două sate în primire. Și când mergând așa prin sat, simțeam durerea în picior, nu puteam să mai pun bine piciorul în pământ. Și am zis că, măi, trebuie să fac ceva, nu se poate să rămân așa. Dar frica de operații mă ducea cu gândul la persoanele cu handicap, persoanele în cârjă și eu nu vroiam să accept operația. Așa am întârziat cu operația până a fost prea târziu. Am ajuns la urgență. La urgență am stat internată vreo 6 luni de zile. Deci toată iarna, din octombrie până prin martie, când în martie, pe 1 martie, mi-am putat piciorul. Deci toate tratamentele care le-am făcut cu chimioterapie, fizioterapie pentru cancer, a fost fibrosarcom la os. Deci deja era o așchi de os rămas acolo, nu mai era nimic. Era piciorul pus într-o atelă de gips, ca să nu se rupă bucățica aceea de os, să poată susține piciorul. Și a trebuit amputat piciorul. A zis că nu se mai poate salva, pentru că celulele canceroase urcau foarte repede prin măduvă și se poate întâmpla că dacă ajunge la șold, să nu mai fac nimic, ca să nu mai pot salva viața, să mor. Și Dumnezeu, eu cred că așa m-a condus el, că am rămas fără picior, m-au încurajat medicii, ziceau că o să-ți pui o proteză și o să poți să mergi. Dar eu mă gândeam, dar nu o să mai pot lucra, nu o să mai pot merge pe undeva, să mă duc, să am picioare, să ating pământul sau așa. Când vedeam pe alții cum mergeau, dar am venit foarte greu. Ei, dar m-am obișnuit după aceea. Și după ani de zile, când am primit o proteză la București provizorie, mi-a deformat coloana, am făcut scolioză, a fost o proteză provizorie cu curea la mijloc și am ajuns într-un final în Germania la niște fraze ai noștri și mi-au făcut o proteză acolo pe vacuum și nu pot să spun, 8 ani de zile am mers cu proteza aceea, a fost bună. Am făcut recuperare la spital, acolo m-au ajutat ei vreo 3 săptămâni, numai gimnastică. Mi-au reparat cât de cât coloana, mersul, că era foarte deformat. După alți câțiva ani m-au invitat iar la ei, frații aceștia, tot așa am ținut legătura mereu. Și mi-au făcut altă proteză cu silicon, după aceea altă proteză cu silicon, deci cineva de acolo Dumnezeu a lucrat așa într-un mod minunat, că nu a trebuit să-mi cumpăr eu proteză, că mă gândeam, măi, să ajung să merg să-mi cumpăr picior. Da, și Dumnezeu a condus lucrurile în așa fel, că eu nici nu mai speram vreodată, am zis, dar eu nu mă mai căsătoresc, în Germania cineva îmi propuseze acolo să rămân acolo, uite, vezi, te căsătorești aici, cineva chiar vrea să te căsătorești. Am zis, dar eu, pentru mine asta e ceva șocant să mă căsătoresc, nu, eu nu pot să accept așa ceva, eu când mă văd așa, eu rămân așa. Când a fost întâlnirea asta cu Valentin, nu știu, a fost așa, nici nu credeam că o să mai fi vreodată așa să mă căsătoresc eu. De când m-am căsătorit cu Valentin, n-am mai plecat în Germania pentru proteză. Deci am pus capăt la aceasta, pentru că am zis, de acum gata, sunt căsătorit, am obligații acasă, mama mea era de acum bătrână, am îngrijit-o la 4-7 luni, ea a decedat, am rămas numai noi împreună, am mai făcut pe la casă, pe aici, și a trebuit tot schimbat proteza, tot după un timp ceva se strică la ea, ceva intervine, corpul se modifică.
Acum ceva timp în urmă am făcut în România o proteză, proteza care o am actuală. Când merg cu ea, rănește foarte mult sus, aici la, așa, aici sus, la, unde mă las pe ea. Plus aici este largă cupa aceasta și mă trage într-o parte. Sunt, din cauza aceasta este și un pic lărguță și când mă las pe ea, parcă are, face aer înăuntru. Plus talpa, nu mai este dreaptă, parcă a devenit așa în sus vârful. Parcă merg mai mult pe călcâi și când merg în vale, parcă mai mult pe călcâi merg. Deci nu pot să merg cu talpa dreaptă. Și mai are multe, multe probleme. În urma unor discuții cu Angelica am hotărât că trebuie să facem ceva pentru că nu se mai poate continua. E posibil ca și înaintarea în vârstă, coloana vertebrală să nu mai reziste ca înainte, să nu rămână, să ajungă în cărucior. Și atunci am căutat în România și am descoperit o firmă care ar putea executa o proteză cât de performantă, însă ne-au făcut o ofertă de preț și această sumă este foarte mare pentru noi. Este vorba de 10.000 de euro, noi nu ne-o putem permite și deocamdată, însă ce să facem, este un vis pe care doar Dumnezeu ne-l poate îndeplini. Știm că și prin casa de asigurări se poate oferi o sumă de doar de 7.500 de lei, dar de la această sumă și până la 10.000 de euro este foarte mult și sincer nu ne putem, cu serviciul meu și cu ajutorul ei de pensie, nu putem să-l îndeplinim. O proteză de care mi-a prezentat de la firma respectivă mi-ar ajuta foarte mult la activitatea care o practic acasă, că eu acasă nu pot să stau. Noi avem 3 solarii în care pentru familia noastră am pus ardei, vinete, roșii și eu, Dumnezeu știți că ne-a lăsat grădinari și eu chiar dacă n-am un picior, dar eu nu pot să stau așa, pot, mă târi, mă duc și fac acolo. Mă bucur așa că mai scurm acolo în țărnă, știți cum fac la țară. Din ce avem noi mai dăm și la prieteni, mai ajutăm, nu doar pentru noi, dar m-ar ajuta o proteză bună pentru mers la biserică. Pentru că la mers pe jos să nu mai am bătăturile acestea sau să merg cât de cât mai drept. Coloana mea este un pic deformată, am probleme la coloană. Și mă doare spatele des, foarte mult, și noapte de multe ori când mă întorc din la mersul ăsta. Un mers așa care, deci, nu face bine la coloană. Și tot am mai mers la medici și mi-au zis că mai bine să stau într-un căruț decât să merg cu proteza aceasta. Dar eu am zis că decât să stau în căruț, mai bine mai iau un băț, mai nu știu, dar eu nu stau în căruț. Pentru că statul nu-ți face bine. Activitatea face bine și m-ar ajuta mult, mai ales când merg la biserică sau la cumpărături, mai pentru noi, pentru că nu poți, încă sunt tânără, chiar dacă am 54 de ani, vreau ca să lucrez încă, să nu mă las așa, să stau, că statul ăsta nu te duce la bine. Am văzut că ar fi cupii din acestea cu care se pot strânge și se pot lărgi, deci dacă eu odată mă mai îngraș sau mai slăbesc, bontul mai scade, mai devine mai așa, deci cu timpul. Deci se poate umbla acolo din afară, se poate strânge, se poate lărgi. Deci la firma respectivă care mi-a oferit mai multe variante. Deci un genunchi a zis foarte bun, talpa foarte bună, deci la mersul aproape alergat. A zis. Deci mi-a dat așa o speranță, adică ceva bun ar fi, dar și costul, într-adevăr. Ceva bun nu necesită costuri, care noi nu le putem.
avea. Ne dorim un ajutor pentru acest lucru. Cât mai punem noi, cât vom fi ajutați, dar vrem ca Angelica să poată să meargă normal, fără pericolul de a își fractura coloana vertebrală. Dar cu încredere, înainte Dumnezeu ne susține, ne-a ajutat până acum, ne-a arătat dragostea Lui și vrem să o arătăm și noi oamenilor prin zâmbet, prin faptul că îi susținem, suntem alături de ei, ne rugăm pentru ei și Dumnezeu ne va binecuvânta în continuare. Slavă Domnului!